Românii care locuiesc la bloc au mai multe reguli de respectat ca să nu riște să primească amenzi uriașe care îi pot lăsa fără bani în buzunar. Așadar, iată ce trebuie să știe toți românii care stau la bloc. Acum, mai mult ca oricând, sunt predispuși amenzilor dacă nu cunosc niște reguli clare. De dragul primăverii și al sezonului grătarelor, mulți ignoră reguli importante. Mulți nu știu că nu au voie să facă grătar pe balcon. Tentația e mare, mai ales acum de 1 mai, însă cine face acest lucru riscă să plătească amenzi foarte mari. Autoritățile trag un semnal de alarmă în fiecare an. Grătarele nu pot fi făcute oriunde, cu atât mai puțin pe balcoanele locuințelor, ci doar în locuri amenajate. Fumul emanat de focul de grătar poate fi foarte deranjant pentru vecini, iar ei au dreptul să sune la poliție. În plus, prinderea grătarului pe balcon poate fi și periculoasă. Un moment de neatenție este suficient pentru ca totul să se transforme într-o tragedie cu victime colaterale. Dacă e chemată poliția, lucrurile se complică foarte mult. Cel care a prins grătarul pe balconul blocului va primi o amendă destul de mare pe care va fi nevoit să o plătească. O astfel de petrecere cu grătar pe balcon poate costa 5.000 de lei. Aceeași regulă se aplică și celor care fac grătar în fața blocului. Doar în locuri amenajate se poate face grătar, însă și acolo sunt reguli. Cei care fac grătare în astfel de spații trebuie să supravegheze mereu flacăra pentru a nu se produce incendii de vegetație. Este important, de asemenea, ca oamenii să nu hrănească diversele animale care și-ar putea face apariția datorită mirosului de carne. Unele dintre ele s-ar putea să fie agresive și periculoase. Curățenia după grătar este și ea foarte importantă. De cele mai multe ori, românii tind să lase în urma lor munți de gunoaie. Autoritățile îndeamnă pe toți să strângă resturile lăsate în urmă dacă vor să stea departe de amenzi. Relatează România TV.ro.